Da, am revenit, m-am uitat cu jind către Palton, dar am hotărât să nu mi-l iau. Încă nu se știe în ultima parte dacă nu cumva am să apelez la serviciile Paltonașului, că stau și mă uit la el așa, îl văd acolo, sărac, părăsit, așa, cu pălăriuța. Mai, că mi-ar veni să iau, băi, frate, am ghețat la ribde, n-ai văzut. Planetarele aproape că nu mai trag. Deci când plec de aici, n-ai văzut, nu, degeaba. Patinează. Da. Am văzut, nu putem să nu discutăm, Florin, despre Republica Moldova, pentru că e subiectul zilei. Și ieri au apărut tot felul de informații, care mai de care mai controversate, ba, o informație, una destul de clară, nu știu dacă s-a întâmplat ceva peste noapte, cei de la Comitetul, Comisia Electorală Centrală, nu știu cum se spune, Comisia, da. CEC-ul lor, încă nu a validat alegerile, da. Și nu a trimis mai departe informația, sau mă rog, această validare către Curtea Constituțională, că asta e procedura. Au apărut în schimb tot felul de informații și cu probe, cu documente în acest sens, care spun că alegerile au fost fraudate practic prin inversarea cifrelor de pe procesele verbale din secțiile de votare. Cel puțin 9 cazuri descoperite, în sensul că oamenii au avut informația că CEC-ul a pus niște cifre și ei aveau certitudinea și acolo, dar ce culoare, să vă spun, în comparație cu cred că și Biroul Electoral Central la ultimele alegeri a avut aceeași practică, în sensul că se putea vedea în timp real ce se votează, cum se votează la toate secțiile de votare, din țară. Iar în momentul în care se înregistrau rezultatele, la fel online puteai urmări ce se întâmplă în fiecare localitate de acolo. Am văzut și eu amici din Republica Moldova, inclusiv din județul Suceava, mi-au arătat, au făcut comparație cu ce prezenta CEC-ul și copia după procesul verbal din secția de votare, aveau acces la aceste copii, au trimis și era inversat. Plus, da, exact. Voturile erau puse invers, cel puțin 9 cazuri au fost prezentate în spațiu public. Acum, diferența a fost de vreo 70.000 de voturi, înțeleg. Da, este în continuare, se așteptau voturi, nu știu, din America, mi se pare, și nu știu de unde este. Ideea e în felul următor. Că se greșește, că se fură, e greu de spus. Deci până nu se probează, nu poți discuta despre fraudă. Poți vorbi despre greșeli. Noi putem spune acum despre niște greșeli probate într-un fel sau altul de cei care au observat de acolo. Știi ce e interesant? Asta vreau să spun. Numărul voturilor care ar fi putut fi, știu eu, într-un fel sau altul greșite, da, erau suficiente ca să schimbe rezultatul votului sau nu? Da, asta că s-au poate face doar verificând procesele verbale, da. Verbale și făcând din nou inventarea. O renumărare. O renumărare, da, și da, inventarea era tuturor înscrisurilor făcute acolo. Că s-a greșit mult în organizarea acestor alegeri este evident pentru oricine dorește să vadă. Dar nu trebuie să fii nici mare specialist, nici nu știu ce persoană ca să-ți dai seama că s-au întâmplat niște lucruri acolo. Corect. Da, cum pentru noi românii obișnuiți și noi cu astfel de practici, să nu uităm că nu au trecut mulți ani de când românii noștri stăteau în stradă în fața ambasadelor încercând să voteze și nu puteau. Deci vedem că sunt practici comune. Poate domnul Viorel chiar are dreptate la un moment dat. O fi venit... O fi fost consultantul lui Dodon și alora din Republica Moldova. Nu știu exact despre cine e vorba și cum e vorba, dar observăm că sunt aceleași practici. Doar... nu? Faptul că Dodon în prima ieșire publică a îndemnat la recunoașterea rezultatului, la recunoașterea scrutinului și a promis, a făcut tot felul de promisiuni, urmat de lipsa reacției de acest tip a contracandidatei dumnealui, nu, care nu a recunoscut, nu și-a recunoscut înfrângerea, a semnalat doar probleme și a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la unele aspecte care țin de modul în care a avut loc scrutinul în Republica Moldova și mai ales în străinătate la ambasadele lor, unde au fost organizate secțiile de votare, nu numai la ambasade. Da, arată că sunt probleme. Semnalul că, știu eu, CEC-ul lor încă nu a trimis mai departe la Curtea Constituțională rezultatele votului, ne poate demonstra că, într-adevăr, s-a întâmplat ceva. Faptul că oamenii au ieșit în stradă, că au fost făcute niște declarații, s-a întâmplat ceva.
dar nu cred că putem avea un fel de așteptare. Dar la o continuare de alt fel, cu toate că sunt așteptate astfel de ce vreți, da? Din câte am să-și retragă de pe site-ul prezidențial domnul Putin felicitările la adresa domnului Dodon? Asta să facă la un moment dat. Asta vă doriți? Astea sunt așteptările? Eu cred că cei de acolo vor doar să, pentru că vor doar să aibă certitudinea că au fost alegerile corecte. Și dacă Dodon și cei ai lui, inclusiv Putin, așa o spun ca un necunoscător, au certitudinea că scrutinul prezidențial a fost unul corect și cele 9 cazuri semnalate la care au avut acces, cele 9 cazuri semnalate sunt doar, rodul, sunt doar o întâmplare. Ele au dovedit că de fapt e o greșeală și că a greșit omenește și că ele nu puteau să influențeze rezultatul votului. În opinia mea personală, n-ar fi mare problemă. Eu dacă aș fi Dodon acum aș spune, da, domnilor. Deci, ca să nu avem, pentru că eu nu vreau să încep scrutinul prezidențial cu o minciună și așa mai departe, chiar dacă a venit nea Vladimir și mi-a spus очень хорошо, дорогой Игорь, ты президент. Ia prezident. Ia imperator. Da, deci, la modul ăsta, înțelege, putea să facă o chestie sau încă poate să facă o chestie de genul, să spună, haideți, ci de comun acord, hai să facem o renumărare frumos, să vedem pe procese verbale, ca să nu fie, pentru că nu întâmplător, și zic eu, e ok, e o greșeală, în regulă. Păi, dar cum să greșești numai într-un singur sens? Adică n-am văzut să intervină Dodon și să spună, băi, tată, dar uite că avem și noi probe, că de fapt pe Maia a fost eșe, da? Și eu am câștigat, am luat acolo, 700, 800, 1000, 1.000.000 de voturi și au spus, de fapt, i-au dat lui doamnei și mi l-au luat mie. Adică nu m-a funcționat povestea asta. Nu știu cum de întâmplarea asta nefericită, cu ghilimele de rigoare sau greșeala asta nefericită, a fost doar într-un singur sens, în sensul lui Igor Dodon. Și n-a fost în sensul, s-au făcut în favoarea doamnei, știi? De asta spun eu că eu cred că ar putea să facă, numai că dacă ar face așa ceva, în primă fază, cu siguranță șarcărea lui ar începe scrutinul prezidențial, pentru că eu și în condițiile astea, cred că nu s-ar schimba mare lucru. Nu cred că s-ar schimba mare lucru. Dar cred că ar avea el certitudinea și ar putea să vină în fața opiniei publice, ar putea să vină altfel, cu un alt fel de suflu în fața moldovenilor. Că îi va aduce sau nu povestea asta, vom vedea. Dar mai e o problemă acolo. Mai e o problemă și am văzut o reacție de genul, acolo se așteaptă alegerile parlamentare. Bun. Care deja am văzut pot crea. De declarații cu privire la... la procedura începerii alegerilor anticipate, da? Care să-i permită lui Dodon să aibă și sprijinul parlamentar necesar sau în această, nu? În această... Probabil, crede că este pe vală în aceste momente și dacă nu ești acum, când? Da? Peste jumătate de an sau un an, când așteptările populației sunt cu totul altele de la tine? Sau acum, când pe același val, pe același tip de mesaj, poți să obții ceva? Din câte știu eu, constituțional, procedura este destul de complicată. Este destul de greu să provoci alegeri anticipate, dar nu se știe niciodată nimic în acea zonă de influență unde nu și dictonul nu contează cine cu cine votează, important este cine numără voturile. Clar, da. Asta este. Ca să mai... S-a demonstrat că încă este valabil. Nu e absolut nicio problemă, iar până și zicerea lui Mark Twain, nu? Dacă votul tău ar conta, nu te-ar lăsa nimeni să votezi. A mai fost o... Da. Într-adevăr, prin votul tău ai putea schimba ceva, ai putea ceva, să spui așa. Sigur, nu vei fi lăsat să votezi vreodată. Corect. Este clar că, dincolo de... Pentru mine e clar că Dodon va rămâne președintele Moldovei în continuare, indiferent ce va decide acolo Curtea Constituțională sau CECU. În cel mai bun caz, ne-am putea aștepta la niște demisii sau la niște demiteri, dar nu cred că cineva va recunoaște vreodată că s-a întâmplat ceva și se va ajunge până acolo. Este maximul pe care probabil l-ar putea obține opinia publică, la o demisie eventual din partea cuiva sau o demitere.
În rest, această prelungire, da, nu face altceva decât să deschidă ușile unor negocieri, unor discuții pe cu totul alte teme. Dar eu nu am niciun fel de așteptare că rezultatul anunțat deja poate fi modificat în vreun fel sau altul. De altfel, inclusiv președinția României, nu numai, și alți președinți au recunoscut rezultatul votului și au transmis mesajele. Până și, așa cum spuneam, și președintele României a transmis mesajul său spre Republica Moldova, îndemnându-i să continuă drumul început anterior, acela de cu deschidere spre Uniunea Europeană. În rest, să nu uităm că este opțiunea majorității cetățenilor din Republica Moldova acum. Am văzut chiar și observatorii care au fost externi, au spus, au vorbit despre nereguli, au vorbit despre ce s-a întâmplat, dar în aceeași măsură au spus că asta nu putea schimba sau nu putea influența rezultatul votului. Însă, în aceeași măsură, eu încă o dată spun, eu, spre exemplu, cred că Dodon ar avea o plecare foarte bună și prin prisma unor posibile alegeri parlamentare sau alegeri anticipate parlamentare ar avea un atu foarte, foarte mare dacă astăzi ar spune ok, sunt de acord, hai să ne rămânăm voturile ca să plecăm toată lumea să fim, să fim liniștiți și împăcați cu faptul că lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat. Haideți să o luăm de la capăt. Cu siguranță, nu cred că, nu cred, și aproape sunt convins că nu s-a schimbat rezultatul votului, însă aturile pe care le-ar avea domnia sa în privința, unor posibile alegeri anticipate ar fi foarte, foarte mari. În condițiile astea, dacă se va pune problema așa, e greu de spus ce se va putea întâmpla la alegerile anticipate. Dar știi ce e de remarcat în la alegerile astea din Republica Moldova? Ceea ce ceva se întâmplă și la noi. Este incredibil. Incredibil. Cum a reușit să ne dreseze, cum au reușit să ne dreseze cei din URSS sau cum vrei, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, și ne-au făcut să, dacă vorbim de stânga și de socialiști sau de partidele de pe partea stângă și chiarului politic, și au făcut și cu, evident, cu susținători, cu membri și așa mai departe, i-au făcut să funcționeze ca un monolit. Dacă te uiți la stânga, că vorbim de România, că vorbim de Republica Moldova, stânga a fost întotdeauna un monolit. Stânga, și-au reprezentat partidului comunist, socialist, PSD-ist, cum vrei, au fost întotdeauna monolit. Ei, dacă s-a întâmplat vreodată ca cineva să miște în front, l-au luat lângă ei și s-a terminat povestea. Povestea de, cum să spun eu, pe dreapta, însă lucrurile s-au întâmplat întotdeauna altfel. Așa a fost și, și așa s-a întâmplat și în Republica Moldova. Știi ce e paradoxal acolo? Că dreapta, care ar fi trebuit să fie aproape de Maia Sandu în această poveste, indiferent de cât de mult sau cât de puțin i-a plăcut povestea asta, legată de o doamnă și legată de o femeie și nu știu, de o femeie care așa, n-au fost acolo prezenți. N-au fost. Au preferat să fie actori nejucând în piesă, dar care să facă jocurile lui Dodon. La fel cum se întâmplă și la noi. E paradoxal ce se poate întâmpla pe o dreaptă. O dreaptă, hai să-i spunem că nici măcar nu-i dreaptă, nici nu știi cum să o denumești, știi? Nici nu știi cum să-i spui dacă e dreaptă sau nu-i dreaptă, vorbind de partea, de pe șichierul politic. E greu de spus cum e, dar paradoxal, e ceva de neînțeles cum se întâmplă lucrurile. Oare de ce, Florin? Că nu vorbim de doctrine neapărat. Vorbim de oameni, de personaje, de... Nu știu, Moldova. Fac parte dintr-un scenariu. Dar în România, în mod clar, vorbim despre capitalism făcut de comuniști. Cu capital majoritar la stat. Să vorbești despre stânga și dreapta în condițiile în care toți... Provin din stânga. Toți sunt... un doctrin, deci îndoctrinați nimici, dacă vreți, pe stânga. Putem vorbi doar despre o anumită opoziție în zona de stânga, care a exacerbat și a ajuns oarecum spre centru, mai puțin spre dreapta. Da? Asta este realitatea.
vorbim doar despre... Dar este o generație întreagă educată sub comunism. E greu să vii acum și să spui că vai ce știu, eu liberal sunt acum. Sunt convins că dacă întrebăm 9 din 10 candidați liberali acum despre liberalism, doctrina și așa mai departe, veți avea surprize mari. Sunt convins. Acum, dacă la doctrina, întrebăm... sunt absolut convins. Da, sunt absolut convins. Dar eu știu un lider care... Este doar o oportunitate. Acum... Este doar o oportunitate să accezi într-o zonă de conducere. Și atât. Vorbim de un brand în momentul de față. În România, nu știu, Republica Moldova. Dar în momentul de față, doar de un brand politic. Și atât. Nu putem vorbi, dar nici de stânga, nici de dreapta. Doar branduri politice. Și atât. În rest, educația este una unitară, din nefericire, perpetuată și după 1989, de același tip. Din nefericire și copiii noștri învață tot felul de porcării acum despre Revoluția de la 1907 și așa mai departe, când este dovedit clar intervenția agitatorilor ruși în comunele din Moldova, încă se mai predă în școală cum am învățat și noi, încă sunt, în continuare sunt îndoctrinați și copiii noștri, sunt educați la fel, da? Ce așteptări avem? Despre ce ar trebui să discutăm noi acum? Că suntem înconjurați de roșu? Nu, am fost roșii tot timpul, suntem roșii. Eventual încercăm să ne mai îngălbenim. Dar asta ține de educație, ține de mult mai multe, de o realitate aveți în care trăim, dar de acolo trebuie să plecăm. Dintr-o dată am devenit așa, știu eu, democrați, am devenit noi... Nu! Aluatul este același și încercăm cu același aluat să facem diferite forme, să luăm diferite forme. Am să spun, precum spun francezii, tout à fait d'accord. Sunt de acord că aluatul e același, numai că au trecut de atunci 20 și... Dar ce ai făcut în cei 20 de ani ca să schimbi acest lucru? Nimic. Păi tocmai asta e marea problemă. Dar nu știu, este o problemă sau nu este realitatea, noi trebuie să o vedem. Da, este o realitate. Ca să poți să schimbi ceva, trebuie să recunoști unde ești, să-ți pui o destinație care să poată fi atinsă și să stabilești niște pași pe care să-i parcurgi până acolo. Ori noi nu suntem în stare să ne recunoaștem ce suntem noi. Nu avem nicio idee despre ce vrem să facem și sub nicio formă nu avem niciun plan ca să ajungem acolo. Asta este real. Și asta se întâmplă de 20 de ani. Și constatăm tot. Ajungem la nici aici. Ne bucurăm de ce se întâmplă la ceilalți. Sau ne întristăm de ceea ce se întâmplă. Toate emoțiile noastre sunt în legătură cu ce se întâmplă la alții. Parcă suntem într-o sală de spectacol, unde ni se oferă ori o dramă, ori o comedie. Dar noi rămânem spectatori. Și atât. Ne dorim la un moment dat să fim și noi pe scenă, să fim acolo. Da? Din când în când câte unul mai sfore sau se mai ridică în picioare și face gălăgie în sală. Dar noi tot în sală suntem. Spectacolul oferă alții. Alții sunt regizorii, alții sunt mașiniștii, alții sunt și la casa de bilete. Da, într-adevăr, noi tot în sală suntem acolo. Mă și gândeam, încercam să... Da, într-adevăr, e foarte adevărat. Eu mă întreb cum putem să fim noi așa. E complicat, mi-e greu de înțeles. Chiar dacă explicații sunt, pentru mine rămân întrebările și mă încăpățenesc să nu găsesc răspunsuri. Sau, mă rog, mă încăpățenesc să nu cred decât în răspunsurile pe care le văd eu la un moment dat. Au existat tot felul de teorii ale conspirației, știi, vis-a-vis de ce se întâmplă, cum se întâmplă și cum se învârte roata, așa mai departe, care, într-o oarecare măsură, puteau să fie sau încă pot să fie adevărate vis-a-vis de noi. Pentru că e greu de crezut. Uite, mă uitam la un moment dat, cred că în Bacău, acum, de data asta, în Bacău, unul care deschide lista la PSD, sper să nu greșesc, că de Bacău e vorba, dar Bacău sau Vrancea, dar totuși cred că e Bacău. De acel celebru Cristian Dumitrescu. Ți-mai aduce aminte Cristian Dumitrescu? Da, da, bă, are celebrul, Suceava, cu Rădăuții. Celebrul suceavean pe vremuri. Are legături cu Rădăuții. A fost Cristian acționat Dumitrescu, la București, cel care a fost parte din lista, nu știu, de senator, deputat de la Suceava. Mandate întregi le-a obținut la Suceava, două mandate sau ceva, cel puțin două mandate. A reprezentat Suceava, acum reprezintă Bacău. L-am văzut, mi-aduc aminte, cred că în mandatul trecut reprezenta, nu știu, Teleormanul, nici nu știu care, deci era într-o zonă. Și noi totuși îi trimitem în Parlamentul
României. Falsi, și asta după, noi, asta încerc să spun de după ceva un timp. Business, pentru că oamenii ăia fac un business în Parlament. Adică, mă, întrebarea, știi, erau, sunt o grămadă de oameni. Uite, dau un exemplu, știi? Dacă noi să luăm 4 mandate, 16 ani. Bine, mai sunt 10, să spunem, în spate. Dar sunt în Parlament, în Parlamentul României, oameni care au debutat cu acel, cu acel FSN al, al lui Iliescu, în politică, și au rămas în continuare acolo, în demnitatea asta parlamentar, au rămas în continuare acolo și nu s-a schimbat nimic. Da, este fals că cred că Tăricianu este unul din exemplele la fel, foarte bune. Nu-i trimitem noi. Este la fel o, o iluzie. Da, este ceva fals. Noi trimitem și acum, noi nu trimitem, noi ne jucăm eventual cu listele lor acolo la locurile 4-5. În realitate, partidele ei, creațiile lor, aceste partide politice sunt creațiile lor, o multiplicare, dacă doriți, a fracțiunilor din postul Partidului Comunist. Sigur că tot asta se întâmplă. Și acum suntem martori la o, o scenă asemănătoare. Iluzia că noi putem vota ceva. Ce votăm? Se, mai era discuția nu votăm asta. Nimic. Mai are discuția foarte, foarte interesantă despre politică și de aceea lege mult așteptată, știi? Legea care, cum îi spunea fratele aia, că, cu comunismul, cum îi spunea, ca să-mi aduc aminte... Lustrația, așa. Legea lustrației. Legea lustrației. Da. S-a vorbit de legea lustrației foarte mult. La un moment dat au spus ceva de genul, au motivat și au spus, bă, nu avem nevoie de lustrație, bă. Ăia pe care ar fi putut arunca anatema lustrației, nu mai sunt. Sunt mort tu că nu mai sunt. Oare chiar nu mai sunt? Ăia că de mult au plecat. Oare chiar au plecat? Oare chiar au plecat? Dar măcar așa pentru noi, așa ca și, nu știu, asanare morală, așa să spunem, băi, au fost niște tipi lustrați, au fost niște tipi care au avut o problemă, bă. N-am. Suntem în continuare cum să, tributari trecutului nostru sau a ceea ce am învățat. Știi, mă gândeam la un moment dat, uite un picuț pe liste, poți să pui pe listă pe oricine, frate. Zici, băi, zice, omul ăla are un trecut dubios și așa mai departe. Nu dau exemple, dar le am exemple de aici, de la noi, știi? Cu trecut dubios în ceea ce privește timpul de până în 89. L-am încurcat cu ceva? Nu. Ce am făcut noi? Am mers mai departe. Deci probabil că ăștia suntem, probabil că ăștia suntem. Și dacă spuneam asta, o spuneam și prin prisma ceea ce se întâmplă în cealaltă parte, știi? Sistemul, se pare că există un sistem care este întotdeauna... Bun. Foarte, foarte bine ca pregătit. Să fim optimiști, ca să fim optimiști, vă pot spune că biologia funcționează și în România. A, bun. Da? Dar asta... Și de multe ori speranța tot la biologie trebuie să fie îndreptată. Nu-i musai, pentru că întotdeauna și-au moștenitorii... pregătit moștenitorii sunt mai buni decât predecesorilor. Decât cei pe care îi moștenesc, știi? Sau mai, cum să spun, mai bine pregătiți. Nu știu dacă mai bun, dar mai bine pregătiți. Știi? Dar probabil că lucrurile așa sunt și acum, e greu să... Putem spune absolut orice. Putem vorbi aici despre toate problemele pe care le avem noi, pe care le vedem la alții și așa mai departe. Dar facem o mare greșeală în momentul în care ne raportăm doar la ce se întâmplă în exterior, fără să vedem exact care sunt interesele noastre. Am văzut isteria cu care ieri toate canalele media ne arătau ca o pată galbenă într-o mare roșie. Nu știu, trebuia să mă sperii, nici nu știu, iar la un moment dat am avut o discuție cu niște amici, niște colegi, inclusiv pe această temă. Și eu rămân la părerea că România, indiferent ce se întâmplă, da, poate influența România ce se întâmplă la alegeri în America? Nu. Poate România să influențeze în un fel sau altul ce se întâmplă în Marea Britanie cu Brexit-ul? Nu. În Bulgaria cu atât mai puțin. Erau unele voci că am fi putut să ne implicăm mai mult în Moldova, dar n-am făcut-o. Îi spun că este și corect. Cel puțin în această, la nivel cel puțin vizibil. Așa, dacă n-am făcut-o, dacă vreau să o facem și n-am făcut-o, asta sunt rezultatele, au făcut-o alții mai bine și sunt rezultatele care sunt. Și atunci ce facem? În loc să ne concentrăm exact la problemele pe care le avem noi, la ce ar trebui să facem noi să ne fie mai bine nouă, tot ne raportăm la ce se întâmplă în altă parte? Da, mie mi se scumpește benzina și eu mă uit la rezultatele în America. În condițiile în care rezultatele în America au scăzut prețul petrolului. Deci, poate ar fi timpul, cu atât mai mult că suntem acolo o pată galbenă într-o mare roșie, ar fi timpul să ne vedem de interesele noastre. Tocmai am stabilit
că suntem poate mai roșii decât mulți. Mulți galbeni. Mulți roșii din jurul nostru. Că la un moment dat mi-aș dori să... Da, vorbeam despre cum se trăiește în Ungaria, despre cum se vorbește în Cehia, în Slovacia și așa mai departe. Dacă stăm și analizăm și din acest aspect. Sau totul la bățoșenii numai, nu? Că și aici era toată treaba asta, cât de bățoși ne dădeam noi la un moment dat și cum făceam noi tot felul de, de jumbușlucuri, jonglerii aici la... nu? Că și aici e... Da? Avem discuția, noi... discuția poate fi extinsă, eu plec și la rădăcini mai încolo la istorie și spun că de-a lungul timpului asta e o chestie pe care mi-o asum așa. N-am dovedit niciodată că putem fi altfel decât suntem acum. Pentru că mi-aduc aminte cum băteam la marea în alta poartă să ne luăm domniile, mi-aduc aminte cum ne ucideam părinții, frații pentru a deveni domni, mi-aduc aminte cum puneam birul și așa mai departe pentru, pentru a prospera cei din clasa, să spunem, dominatoare. Mi-aduc aminte de tare multe lucruri de-a lungul istoriei care s-au întâmplat, din păcate. Am să supăr pe multă lume și o să spunem du-te, bă, că noi avem o istorie faină. Avem, e adevărat, dar dacă vă uitați un picuț așa, o să vedeți că nimic din istorie nu ne ajută. Ne raportăm noi și spunem, bă, uite, bă, Polonia cum funcționează. Vă aduceți aminte ce a fost Polonia? Pe timpuri. Zice, uite, bă, cum funcționează Ungaria. Vă aduceți aminte ce a fost Ungaria? Au fost imperii. Au fost oameni care au făcut legi și oameni care au gândit altfel și, din păcate, noi n-am învățat nimic. Noi am rămas tot acolo. Tot acum, cu foarte mult timp în urmă, când facem aceleași lucruri. Paradoxal, tot în alta poartă ne dă funcțiile, noi tot către înalta poartă, în alta poartă sau către înaltele porți mergem ca să batem, să ne punem pe acea listă care spuneai tu, știi? Noi cu licuricii acum. Și noi, da. Noi cu licuricii. Și noi, deci lucrurile nu s-au schimbat. Noi funcționăm mai departe așa pe principiul simplu. Bă, lasă-o, bă, că merge așa. Ce facem de fapt? Vine campania electorală. Ce mai faci? Facem simplu. Ce vor oamenii, frate? Că la noi asta se întâmplă. Ce vor? Pâine, prima dată, și după aia circ. Cum vine pâinea? Salariu, pensie. Circul îl vezi în fiecare zi. Și atunci treaba este rezolvată. Vorbeam de alegeri și vorbeam de prețuri. Păi uite aici. Nu discutăm, spre exemplu, pentru că nici nu suntem în branșă. Noi. De corect. Ceva mă pricep, adică să zic așa, să adun două cifre. Dar mă uit aici și văd un euro care are un curs care ar trebui să ne îngrijoreze un picuț. Pentru că e 4,51-58. Cursul nu-i și e în creștere. Asta ar trebui să spună ceva. Nu spune nimeni nimic pe povestea asta. Sau un dolar american care este la o cotă deja desperiat. Eu vorbesc în comparație cu leuțul nostru. Că pe mine asta mă interesează, da? Și care e cotația pentru dolar? 4,1957 lei, adică 4,2 aproape. Dolarul american. Nimeni nu povestește de poveste. Nimeni nu spune nimic ce se întâmplă, cum se întâmplă. Nu. Vine și ne povestește cu IT, că o să facă, că o să dreagă, că alea, care să fie bine și așa mai departe și extraordinar și cald la vară. Pe astea le știm. Dar nu avem reale, în afară de certitudinea verii și poate un pic de căldură într-o joi, în rest, cu binele, deja de 20 ceva de ani ne-am învățat, știi? Dar realitățile aici sunt. Vorbim de curs valutar, vorbim de putere de cumpărare, vorbim de motorina și de benzina din pompă, vorbim de tare multe lucruri care ni se întâmplă nouă. Știi? Dar le mergem în străfunduri să ne băgăm? Nu. Discutăm, încercăm să săpăm, să vedem? Nu. Începe pe principiu care, tată? Știi? Cască gura. A? Bă, da prost. E mai departe. Simplu ca bună ziua. Bă? Din păcate, spun. Din păcate. Mi-aș dori să nu fie așa, numai că din păcate așa este. Ține și de modelul sau de ce ni se oferă. E mult mai simplu să primești decât să muncești, să lupți pentru a primi ceva. Okay. Da, okay. Și atunci... Mocaneală e... Da, o asemenea deprindere încurajată. Da, an după an, duce la cât, nici nu mai știu cât sunt cifrele reale în momentul de față cu privire la cei care beneficiază lunar de ajutorul statului pentru a fi util în felul ăsta, din 4 în 4 ani la alegeri. Dar fără pretenții, fără să-ți creeze probleme, relativ ieftin, da? Ieftin să întreții aceste persoane. Povestea care nu sunt probleme niciodată. Și mai mult decât atât, probleme sunt legate pe dacă mergi să vezi în zonă, la țară și așa mai departe și sunt, ai nevoie ceva, o situație și spui, băi, știi, am nevoie, hai la mine că treaba așa.
și că pentru asta mai degrabă stau, frate, că iau ajutorul, mă descurc de o horincă, de o chestie, nu am. Deci cam la modul ăsta, adică ne-am învățat să ni se, să primim ceva, știi? Să ni se dea ceva și acel ceva să ne închidă gurița, știi? Și asta motivat de faptul că suntem săraci. Am tare puține lucruri le-am învățat, știi? Dar le-am privit așa, cum să spun eu, cu celeritate. Și le-am judecat cu celeritate de-a lungul timpului, știi? Sunt tare, tare multe lucruri de spus, numai că probabil că lucrurile de o regulă pe cele pe care le spui ajung să deranjeze și nu asta vrem noi să facem astăzi aici. Prefectul a solicitat o comunicare scrisă mai intensă între autorități pentru prevenirea situațiilor de urgență și spune prefectul la un moment dat, că a aflat din presă că ieri au fost, nu s-au făcut cursuri la 3 școli din județul Suceava și spune domnia sa, am aflat din media, domnul prefect. Păi ori suntem prefect, ori ce suntem? Nu? Ca idee, adică mă întreb și eu, totuși. Pentru că, uite, la Sucevița, Voievodeasa și Baineț, școlile au fost închise. Dar, acum, sincer, domnul prefect, problema e gravă, ați sesizat-o și noastră. Că ați comunicat-o, dovedește mare curaj din partea noastră, că ați comunicat-o în acest fel, sincer, m-aș fi așteptat să citești și măsura pe care ați luat-o. Uh-huh. Aveți posibilitatea asta. La inspectorat. Cine din inspectorat de acolo ar trebui să fie scuturat un pic? Eu știu. Înțeleg că e vorba de alegere acum, că într-adevăr ei sunt scuturați de alții, este un partid care îi scutură bine acum ca să-i pună la treabă. E adevărat. Și îi scutură. Da, dar, domnule Halasim, sunteți pe o funcție care vă oferă și niște mijloace prin care puteți rezolva această problemă. Într-adevăr, este foarte grav. Deci dacă s-a ajuns până acolo încât... Eu știu că la inspectorat lucrurile sunt la un anumit nivel. Dar, deci n-are rost să mai intrăm în detalii pe această temă. Că ați aflat și dumneavoastră acum, este ok. Dar dumneavoastră sunteți cel care aveți la dispoziție mijloacele necesare să-i aduceți cu picioarele pe pământ pe acești oameni. Dar mai sunt niște oameni care încep ușor, ușor să-i scuture cu picioarele pe pământ. Cei de la parchet. Sunt niște procurori care au început ușor să scuture copacul. O să vorbim probabil după publicitate, că avem și știre pe această temă. Dar dumneavoastră aveți posibilitatea aceasta să le arătați care sunt atribuțiile lor în final. Gata, a trecut bucuria cu examenele pentru directori, a fost euforia aia în care toată lumea huzurea pe la inspectorat. Vă dați seama că toată lumea trebuia să vină pe acolo. Dar gata. Gata. Dumneavoastră sunteți prefect. Da, și trebuie să o și dovediți, pentru că, în opinia mea, sunteți reprezentantul în teritoriul al guvernului și ar trebui să faceți în așa fel încât să ne-o și demonstrați, pentru că, indiferent de ce perioadă o parcurgem, este inadmisibil. Da. Inadmisibil ca această informație să ajungă la instituția prefectului. Da, vă dați seama cât aroganță acolo, pentru că cineva de la inspectorat a comunicat presei, da? A avut o discuție cu cineva din presă. Prefectului. Cât de arogant poți să fii, cât să te simți în funcția pe care o ai, să faci instituția prefectului preș la picioarele tale, că asta s-a întâmplat. Tocmai. Preș la picioarele cuiva, unui inspectoraș eventual de pe la, de acolo, de pe la inspectoratul școlar. Adică, da, să chem presa, să explic eu la presă și nu ai spus prefectului ce ai trei școli închise și motivul pentru care sunt școli. Asta înseamnă că nici nu ți-a apăsat ție inspectorat ce se întâmplă în școlile alea, că singurul care puteai discuta despre rezolvarea problemelor de acolo era prefectul. Și era inspectorul general, ar trebui să comunice, pentru că în atribuție, până la urmă, el este acolo. Numai că... Nu este pentru prima dată când prefectura este preș la picioarele inspectoratului școlar. Aceasta este expresia. Îmi pare rău. Încă o dovadă avem doar, nimic altceva. Și eu aș fi vrut să văd, în afară de faptul că avem o comunicare proastă, aș fi vrut să văd că prefectul, într-adevăr, achiesez la ce spunea Florin, ia măsuri în această privință, cât ar fi fost ele de mici sau de mari, dar să ia o măsură, pentru că cei de acolo o merită, din plin. Luăm publicitate, dragii mei, ne întoarcem, mai povestim.